Cuvântul Sahara ne duce cu gândul la o mare nesfârșită de nisip, o carantină de cămile merge prin dune, soarele strălucește puternic și nu există nici urmă de alți oameni. Pare că măiestoasele dune aurii au fost mereu aici, dar nu este așa. Ce secrete ascunde de noi marele deșert și ce se află sub nisipul lui fierbinte? Chiar dacă pare greu de crezut, acum doar 6.000 de ani, acest deșert cu o suprafață de 9 milioane de kilometri pătrați era acoperit de verdeață. Existau aici o mulțime de așezări umane și animale domestice pășteau în locuri unde astăzi vedem doar nisip fierbinte. Erau lacuri și câmpii, iar ploaia era atât de abundentă încât râul Tamanrasset curgea prin toată Sahara, pe atunci plină de verdeață, până în Oceanul Atlantic. Râul avea mulți afluenți și o lungime de peste 500 de kilometri. Ar fi fost cel mai lung râu din lume dacă încă exista. În 2015, cu ajutorul imaginilor 3D captate de sateliți, a fost descoperit cel mai mare paleocanal. Datorită acestor imagini, oamenii de știință au observat marginile netede ale vechiului râu ascunse sub deșertul care se află acolo acum, iar în Africa Centrală era un lac numit lacul Mega Chad, care în zilele noastre este doar o fantomă pentru că doar lacul Chad a mai rămas din el. În antichitate, acest lac era mai larg decât Marea Caspică și se întindea peste Sahara pe o suprafață de 388.500 de kilometri pătrați. Dacă acest lac ar mai exista, ar fi cel mai mare de pe planetă. Imaginile publicate de NASA arată clar cât de mare era. Lacul va rămâne imprimat în peisajul deșertului și va aminti mereu omenirii că și ei au contribuit la secarea acestui rezervor natural de apă. Dar ce s-a întâmplat? De ce acest paradis verde și prosper a devenit dintr-o dată cel mai lipsit de viață loc de pe pământ? Oamenii de știință au explicații diferite. De exemplu, arheologul David Wright scrie că animalele domestice au fost principala cauza schimbărilor climatice pentru o treime din continentul african. Vaci, oi și capre care au consumat și au călcat în picioare vegetația, ceea ce a făcut ca pământul să fie expus la soare și să reflecte mai mult lumina, iar asta a afectat atmosfera. Cantitatea de precipitații a scăzut și a început seceta. Acesta a fost începutul sfârșitului. Seceta a distrus încet toată vegetația, iar Sahara cea verde s-a transformat într-un deșert cam de mărimea Statelor Unite. Dar asta nu înseamnă că doar animalele sunt de vină. Probabil că și fermierii au avut un rol în acest proces care deja începuse să distrugă vegetația. Nu este totul atât de simplu. În 2018, o altă echipă de cercetători a lansat ipoteza că fermierii din antichitate au prelungit de fapt viața câmpiilor din Sahara cu aproximativ 500 de ani. Conform unuia dintre autorii cercetării, transumanța și pășunatul selectiv au ajutat oamenii să mențină un ecosistem în declin. Un al treilea grup de cercetători dă vina pe axa pământului. După ce au studiat praful care s-a adunat pe coasta de vest a Africii în ultimii 240.000 de ani, au ajuns la concluzia că în Sahara și Africa de Nord clima se schimbă de la umedă la uscată și invers la fiecare 20.000 de ani. Când înclinarea axei pământului se schimbă, aceste mișcări afectează distribuirea luminii solare în fiecare anotimp. Cu cât sunt mai multe radiații solare, cu atât este mai activ musonul și asta aduce mai multe ploi pe timpul verii. Când este mai puțin soare, musonul este mai slab și clima umedă se transformă în secetă. Dacă cercetătorii au dreptate, peste aproximativ 10.000 de ani vor fi din nou câmpii în Sahara și animalele vor paște acolo. Dar râul invizibil și lacul fantomă nu sunt nici pe departe singurele mistere pe care deșertul le ascunde de noi. Mult mai devreme, în era mezozoică, acolo se afla oceanul Tethys, care diviza continentele vechi Laurasia și Gondwana. Oceanul s-a retras, iar continentele s-au despărțit, plăcile tectonice s-au mișcat și ele. Pe suprafața nisipului a rămas un adevărat cimitir de balene. Acest loc se numește acum Wadi el-Hitan, ceea ce în arabă înseamnă Valea Balenelor. Balenele de acum au strămoși străvechi, cum ar fi Basilosaurus, care avea dinți ascuțiți și niște membre foarte ciudate, care erau foarte scurte și cu care nu s-ar fi putut deplasa, dar probabil era cel mai mare prădător din acele vremuri.
pentru că atingea lungimi de 21 de metri. Imaginați-vă cât de șocați au fost oamenii de știință când la începutul secolului 20 au găsit rămășițele unor balene antice în deșertul fierbinte împreună cu fosilele altor animale preistorice, pești, șerpi, țestoase, crocodili și lamantini. Probabil la început au crezut că cineva le-a dus acolo, dar explicația era de fapt mult mai interesantă. Nisipul din Sahara ascunde și alte secrete. Nu numai balenele antice vânau acolo, au fost perioade când trăiau și dinozauri. Unul dintre cei mai mari dinozauri din lume, care trăia acum aproape 100 de milioane de ani, a fost găsit aici. Acestea sunt oasele unui sauropod erbivor care a fost numit Paralititan Strometi. Judecând după fosilele găsite, acest gigant putea să ajungă la 32 de metri lungime și o greutate de 60 de tone. Și în 2018, sub întinderea vastă de nisip, au fost găsite oasele altui dinozaur necunoscut până atunci, Mansourasaurus. Descoperirea a fost una fantastică. Se știa foarte puțin despre dinozaurii care au trăit în Africa în ultima perioadă din Cretacic, adică de acum 100 de milioane de ani până acum 66 de milioane de ani. Era evident și că noua specie de dinozauri era foarte similară cu rudele lui din Europa. Deci se pare că acest dinozaur a migrat în Africa din Europa. Dar cum a făcut asta? Înainte, oamenii de știință erau convinși că acești giganți antici nu se puteau deplasa de pe un continent pe altul, după ce acestea s-au separat. Dar această descoperire neașteptată a dat peste cap teoriile despre migrația dinozaurilor. Speciile noi descoperite puteau atinge lungimi de 8-10 metri și cântăreau aproximativ cât un elefant african, adică până la 6,5 tone. În zilele noastre, aceasta este considerată cea mai importantă descoperire de noi specii de dinozauri, iar descoperirea acestui Mansourasaurus ne poate oferi mult mai multe detalii și despre fauna acelei perioade. Dar probabil că cea mai greu de explicat și cea mai misterioasă descoperire este ceva care se găsește în Mauritania. O formațiune geologică vizibilă din spațiu numită Ochiul Saharei sau structura Rihat. Este formată dintr-o serie de inele concentrice și are un diametru de aproximativ 50 de kilometri. Acesta a devenit faimos după ce a fost descoperit în 1965 de către astronauții de pe stația spațială Gemini 4. De atunci, acest ochi misterios îi bântuie pe oamenii de știință. În toți acești ani au încercat să afle răspunsul la întrebarea: care este natura acestei structuri? Dacă aici a lovit un meteorit, atunci unde este craterul și de ce nu sunt urme ale impactului? Dacă acesta este un vulcan străvechi care s-a prăbușit în propriul său interior, atunci de ce nu există nici urmă de roci vulcanice? Există și teorii care susțin că acesta ar fi fost un loc de aterizare pentru extraterestri sau că aici ar fi fost Atlantida, dar majoritatea cercetătorilor cred că s-a format datorită eroziunii. Dar este o greșeală și aici. Inelele sunt prea simetrice și regulate, iar nicăieri pe pământ nu există ceva similar creat prin eroziune. În orice caz, misteriosul ochi al Saharei rămâne una dintre cele mai fantastice descoperiri, iar ce sau pe cine vede deșertul cu acest ochi probabil că va rămâne un secret. Deșertul păstrează și secretul orașelor sau chiar civilizațiilor care sunt îngropate sub nisipurile lui. Urme ale acestora sunt vizibile cu ajutorul sateliților și uneori descoperite de arheologi. Acum mult timp, acest loc era plin de viață. Fortărețe, câmpuri care așteptau să fie cultivate și animale care pășteau pe pășuni, animale sălbatice care își căutau prada și pești care înotau în râuri. Dar acum totul s-a schimbat într-un deșert complet neprimitor. Toți cei care încearcă să exploreze vastele nisipuri ale Saharei simt puterea soarelui arzător și furia furtunilor de nisip. Cine știe, poate că sub dunele fierbinți, cel mai mare secret al deșertului Sahara încă așteaptă să fie descoperit, iar aceasta încă îl protejează cu grijă de privirile oamenilor. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut, nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!